faceți de sărbători? De sărbători mă duc acasă, mă duc să mă întâlnesc cu familia, îmi vin surorile acasă pentru că sunt plecate din țară, cu nepoții la biserică, o să mergem la colindat, o să mâncăm și să ne simțim bine. Și de data asta îl lași pe Răzvan acasă? Nu vine Răzvan până nu are de gând să-mi ceară mâna, n-are ce căută la mine acasă. Păi și ce mai așteaptă? Nu vrea să-l cunoască pe tatăl tău mai repede? Nu, nu e că nu vrea, eu am mai spus în foarte multe interviuri și o să mă repet. Noi avem o regulă în familie, nu avem voie să mergem să ne prezentăm iubitul sau iubita atâta timp cât nu avem de gând să facem pasul cel mare, adică nunta. Cum noi deocamdată nu avem de gând să facem treaba asta, o să mai dureze puțin. Îți dai seama, la 11 copii, dacă fiecare ne-am fi dus toți iubiții și toate iubitele, mai ales părinții mei fiind foarte lipicioși, așa se lipesc de orice persoană foarte repede, ar fi suferit foarte mult și atunci mi-au spus să ne scutiți de tot stresul ăsta și toată nebunia asta, mi le aduceți pe cel cu care aveți de gând să-și întemeiați o casă, să faceți un cămin. Și atunci, deocamdată, nu. De Crăciun ce aștepți? Ce cadou aștepți de la Moș Crăciun Răzvan? Uite să... Păi, cred că este primul an în care nu aștept absolut nimic, pentru că deja mi-am achiziționat singură cam tot ce aveam nevoie. Nu știu, îmi doresc sănătate, să le pot face pe toate. Sănătate și putere. Pe asta nu mi le poate oferi Răzvan, doar tata de sus. Mă gândeam că... Răzvan nu înțelegere, atât vreau. Mă gândeam că după mașina pe care ai primit-o de ziua ta, cine știe ce-ți mai ia și de Crăciun? O altă mașină, nu glum. Altă culoare. Altă culoare, da. Nu știu. Lasă-mă surprindă. Dar nu mi-am făcut o listă. Este primul an în care, efectiv, n-am ceva în minte. Ceva anume să-mi doresc. În vacanță plecați? Știu că vă plac locurile alea exotice. Avem multe cântări de Revelion. O să fim pe undeva prin zona Brașovului, după care pe 2...